ca să îi binecuvânteze copilașii, lăudat să fie Domnul. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Andrei. Amin. Domnul să te binecuvânteze. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Andrei. Domnul să-ți înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Andrei. Amin. Elisei. Amin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copilul Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Amin. În fața ta cea sfântă. Aleluia. Aleluia. Te rog, Doamne, numele lui Andrei scrie în carte de aducere. Te rog, Doamne, în cartea binecuvântărilor. Te rog, Tatăl cel din cer, dacă are cumva vreo boală în corpul lui, aruncă-o în marea moartă. Eliberează-l, Doamne. Binecuvântează-i capul lui. Dă-i înțelepciune, putere, dragoste sfântă, ca când va fi mare, să umble numai în căile tale. Binecuvântează și ochișorii lui, să vadă numai cuvântul tău cel sfânt. Amin, aleluia. Binecuvântează-i mâinile lui, să lucreze la ceva bun. Picioarele lui, binecuvântează și pătuța lui, mama lui, la vreme de necaz, când va chema numele tău. Te rog, Doamne, să te prezint, să o asculte. Te rog, Tatăl cel din cer, dacă rămas cumva vreo boală, când mama lui aruncă-o marea moarte, eliberează-i, Doamne. Dă-le putere împreună cu tatăl lui, ca ei să te poată sluji. Amin. Ca ei să te poată mări. Aleluia. Slăbi să-ți fie numele tău cel sfânt, în slavă. Noi rămânem încredințați că tu vei lucra. Eu mă retrag mâna, dar mâna ta cea sfântă care a fost fermurată în dialogul tău să rămână peste ea. Amin. Iată-l sus pe cruce, blând și răzător, bunul meu Iisuse, bunul Salvator. Iată-l sus pe cruce, blând și răbdător, bunul meu Iisuse, bunul Salvator. Amin. Frate Andrei, astăzi înaintea fraților și înaintea lui Dumnezeu, împreună cu cei din dreapta ta, îți vom da binecuvântarea lui Dumnezeu, care va fi peste amândoi. Dar înainte de a citi, fratele, cuvântul lui Dumnezeu, vreau să spun câteva întrebări. Dacă vei trece prin suferință, prin necazuri, prin probleme, o să stai lângă sora mai departe? N-o vei părăsi niciodată? Până când vrei tu ca să stai lângă sora? Domnul să te binecuvânteze. Chiar dacă va veni unele probleme peste tine, Domnul să te binecuvânteze și să-ți dea sănătate. Soră dragă, din dragoste sfântă te-ai luat cu fratele Andrei. Dar dacă va trece prin necaz, va sta pe pat, tot îl vei iubi, îl vei îngrijă. Dar dacă va trebui să meargă în câmpul Evangheliei, îl vei lăsa? Ai grijă ce vorbești? E Sfânta Scriptură, înaintea tuturor martorilor. Orice s-ar întâmpla cu el, tu nu-l vei lăsa, nu? Și așa cât depinde de tine, cam cât, cât te-ai gândit tu ca să stai tu cu Andrei. Domnul să te binecuvânteze. Îmi place lucrul acesta pe care l-ai zis, că până la moarte, nu, după ce voi citi cuvântul lui Dumnezeu, vă rog să fiți atenți, să aveți grijă. Că-i cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, care e însuflată de Dumnezeu. Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Apoi să acele binecuvântare. Despre căsătorie. Cu privire la lucrurile despre care mi-a scris, că eu cred că mai este mai bine ca omul să nu se atingă de femeie. Dar totuși, din pricina curviei, fiecare om să aibă nevasta lui. Și fiecare femeie să aibă bărbatul ei. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț.
Tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot asta. Nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul pe altul decât datoria față de soț, dar prin buna învoială. Pentru un timp, ca să vă îndelerniciți cu postul și cu rugăciunea. Iară să vă împreunați ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Lucrul acesta spun ca o îngăduință, nu fac de el o poruncă. Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui într-un fel și în altul. Celor însurați și văduvele le spun că este mai bine pentru ei să rămână ca mine, dar dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească. Pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Amin. Tată Dumnezeule Sfânt, venim înaintea Ta cea sfântă, Doamne, în ziua de astăzi, cu fratele Andrei, Doamne, Tată Ceresc, cerem binecuvântarea Ta sfântă peste el. Doamne Iisuse, din cerurile preanalte, Te rugăm frumos, Doamne, dă-i putere, Doamne, dă-i sănătate, Doamne, îmbracă-L, Doamne, cu Evanghelia Ta sfântă, să facă voia Ta cea sfântă toată viața lui, Doamne. Aleluia. Să aibă frică și temere de Tine. Te rugăm, Părinte Sfânt, să-i dai sănătate, Doamne, să-și poată, Doamne, întreținea copilașii, Doamne, să poată câștiga, Iisuse Sfânt. Doamne, Te rugăm frumos, Tată Ceresc, Doamne, El când va trece, Doamne, prin necazuri, prin probleme și va chema numele Tău cel Sfânt, Tată Ceresc, Doamne, să-ți aduci aminte, Iisuse Sfânt, că astăzi binecuvântarea Ta sfântă o vor cerut peste el. Te rugăm, Părinte, din cerurile preanalte, întărește-l Tu, Doamne, în vremuri ca și acestea, să nu meargă, Doamne, în alte locuri, Doamne, care nu sunt îngăduite de Tine. Dar Te rugăm frumos, Doamne, să lași puterea Ta divină peste el, să-l îmbraci cu putere de sus, Doamne, să meargă în câmpul Evangheliei. De câte ori, Doamne, va fi chemat de frați, să meargă, Doamne, în câmpul Evangheliei cu frații, Tu, Doamne, să-i pui la suflet lucrul acesta, Doamne, și orice lucru va avea de făcut, să lase orice lucru, Doamne, și să meargă pentru Tine înainte. Te rugăm, Tată Ceresc, întărește-l, Doamne, dă-i putere ca să facă lucrul acesta. Te binecuvântăm, Te lăudăm, Te slăvim de acum și până veci. Amin. Tată, tinerii aceștia care Tu le-ai dat copilașii aceștia, Te rog, Tată cel din cer, când vor avea nevoie de Tine și vor chema numele Tău, Tu să le binecuvântezi. Tu să le dai pâinea cea de toate zilele ca prin soare. Aleluia. Să nu ducă lipsă de nimic. Aleluia. Te rog, Doamne, în călătoria lor, Tu să fii cu ei, să fii Aleluia. De partea lor. Aleluia. Ajută-le, Doamne, să Te poată sluji împreună, fiindcă Tu ai zis în cuvântul Tău cel Sfânt să se căsătorească. De astăzi noi am cerut binecuvântarea Ta cea sfântă peste ei. Te rog ca Tu să-i binecuvântezi. Amin. Te rog, Doamne, să le dai înțelepciune. Aleluia. Te rog, Doamne, Tu să le dai dragoste sfântă. Ca toată viața lor, că vor trăi pe acest pământ, să Te poată lăuda, să Te poată mări. Binecuvântează și cortul lor. Amin. Binecuvântează-le copilașilor. Osana, aleluia. Ajută-le, Doamne, toată viața lor, că vor trăi pe acest pământ, să Te poată lăuda, să Te poată mări, de acum până în veci să Te slăvim. Amin. Amin. Vă mulțumim lui Dumnezeu prin fratele Nelu pentru toată lucrarea. Doamne Dumnezeu, slavei! Oh,